Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte greu să vorbim despre cazul copilului abuzat de la școala Nicolae Titulescu din Capitală. Subiectul este pe toate canalele. Sunt convins că cine e interesat a primit deja toate detaliile, așa că nu o să reiau. Aș vrea doar să difuzăm azi două înregistrări, care presupun că sunt făcute de mama acestui copil, care va să zică, mă rog, ca să pun în context, este vorba de un băiat cu unele dizabilități, care este totuși integrat în învățământul normal. În 2022, când el avea 8 ani, a fost violat în școală pentru prima dată de un elev mai mare. Nu s-a făcut anchetă penală, deoarece făptașul nu avea vârsta pentru răspundere penală. El a fost totuși mutat la altă școală. E vorba de făptaș. În decembrie anul trecut, copilul a fost din nou atacat, tot în școală. Când a aflat, mama s-a dus la unitatea de învățământ, unde a cerut o anchetă, dar directoarea i-a răspuns că este vacanță. Asta este prima înregistrare pe care vreau să o dăm, convorbire între directoare și mama copilului. Vă rog să ascultați. Poliția mi-a cerut și de la școală anchetă internă, să vadă dacă s-a făcut. Da, cu cine să mai fac, că era vacanță? I-au luat legătura cu doamna învățătoare. Doamna învățătoare a spus că a spus că o să rezolvați problema. Păi da, dar ce doamnă trebuia să se sesizeze la minister? Așa mi s-a spus. Eu... Deci directoarea, da? Femeia, mama se duce la poliție și poliția îi spune, ok, ce aveți și de la școală? Vrem să știm ce s-a întâmplat și la școală și directoarea îi spune, ce anchetă aici, e vacanță, nu ne-am părut cu învățătoare, aici că o să rezolvați dumneavoastră, în general să ne spălăm pe mâini. A doua oară când se întâmplă, este a doua oară și nici prima dată nu e, n-ar fi existat nicio justificare pentru astfel de reacție. Asta e, deci dacă e vacanță, liber la viol. Noi nu ne putem deranja. Și iată acum și a doua înregistrare. Dacă prima este poate un semn de prostie și abrutizare birocratică, e o directoare care nu are niciun fel de viziune, ea semnează niște hârtii, pune niște ștampile și consideră că și-a făcut treaba ei de șef al unei unități de învățământ, unde sunt formați copii, unde se formează caractere ale copiilor, nu? Aceasta a doua înregistrare pe care o să o dăm acum mi se pare cu adevărat cutremurătoare. În ea, psihologul școlii, o femeie, psihologul plătit din bani publici ca să urmărească, printre altele, tocmai riscurile de abuz. Să lucreze pentru a obloji rănile psihologice atunci când apare. Ei bine, chiar această persoană ia în râs victima și insinuează că victima este de vină. Vă rog să ascultați și această înregistrare. E numai lui se întâmplă, domnule. Cum din atâția copii doar lui se întâmplă? Punctul de vedere oficial, nu s-a întâmplat nimic. Asta e punctul de vedere. Da. Deci, ha-ha, cum dracu, ha-ha, numai lui se întâmplă. Pă bune? Deci... Păi este vorba de un copil cu unele dizabilități. Deci vulnerabil prin definiție. De-aia îi se întâmplă numai lui. Că este vulnerabil. Nu trebuie să ai facultate de psihologie ca să înțelegi că în cazul lui, într-o comunitate, riscul e mai mare. Trebuie să fii om, să ai un suflet la tine, pur și simplu. Și poate că cineva o să spună, păi copiii sunt cruzi, ce să-i faci, asta e viața. Așa este, copiii sunt cruzi. Tocmai de aceea e importantă educația în cazul lor. Și tocmai de aceea trebuie muncit mai mult pentru integrarea unui copil cu nevoi speciale în societățile care se pretind civilizate și care trăiesc în ziua de azi, nu într-un ev mediu întunecat. În aceste societăți, cei vulnerabili sunt protejați, nu abuzați. Iar psihologii, de-aia sunt și angajați de stat într-un sistem public de învățământ. Ăsta este scopul pentru care sunt angajați. Ei trebuie să unească colectivele și să construiască tocmai din colegii celui vulnerabil cercuri de apărare ale acestuia. Dar iată, la școala Nicolae Titulescu din capitala României, directoarea nu face anchete că e vacanță și se miră că părintele unui copil cu dizabilități violat în școală se așteaptă la o reacție din partea ei. Eu? Face? Eu? Să sune la minister? Eu? Păi e vacanță, am vorbit cu cineva, nu știu ce. Iar psihologul școlii consideră că victima e de vină. Cum dracu numai lui se întâmplă? Punctul de vedere oficial este că nu s-a întâmplat nimic. Deci, oficial, suntem în
post-adevăr aici. Noi creăm realitățile, oficial nu e nicio problemă. Vă las, deci, prieten, cu aceste două observații. Eu vă rog să vă întrebați azi, cum am ajuns oare aici, în situația în care două femei cu funcții cruciale într-o școală din România au ajuns la o asemenea abrutizare, încât să nu aibă reacția firească, omenească, de sprijin pentru un copil care suferă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.